Eu nu voi comenta hotărârea Curții Constituționale pentru că nu am citit-o, ea nu a fost publicată încă cu argumentele, dar cred că ceea ce trebuie să înțelegem noi, noi acum nu discutăm despre un partid politic care a fost declarat neconstituțional, noi vorbim despre democrație, vorbim despre funcționarea instituțiilor democratice și despre respectarea drepturilor constituționale ale cetățenilor Republicii Moldova. Asta este subiectul. Faptul că partidul majoritar are o rivalitate cu un partid politic anume și ei se răfugesc de acum de 2 ani de zile și au găsit soluția pe care au găsit-o prin modificarea articolului 16, e o chestiune particulară. Parlamentul în general nu trebuie să dea legi cu dedicație sau legi care au un caracter individual. Legea trebuie să producă efecte generale. Mă refer inclusiv și la modificarea care s-a făcut astăzi. Primul lucru care trebuie menționat, primul fals care s-a vehiculat în spațiu public și în această seară iarăși din nou s-a discutat, precum că aceste modificări au fost operate pentru executarea Curții Constituționale. Este un fals în hotărârea Curții Constituționale prin care a fost declarat neconstituțional partidul Șor. Nu figurează nici o literă. Mai mult ca atât, nimic din acea hotărâre nu sugerează necesitatea de a opera modificări legislative. Atunci când Curtea Constituțională constată că trebuie operate anumite modificări legislative care decurg dintr-o hotărâre, ea emite o adresă. Vreau să vă zic că, inclusiv de obligația Republicii Moldova de a îmbunătăți legislația electorală, există 6 sau 9 adrese pe care a dat Curtea Constituțională încă în 2016 privind anumite modificări esențiale care trebuiau să le opereze pentru îmbunătățirea legislației electorale. În esență, s-a bifat, dar aceste adrese nu au fost executate. Mai mult ca atât, putem să revenim la cazul declarării neconstituționale Panglicii Sfântul Gheorghe. Atunci Parlamentul nu s-a grăbit să se reunească chiar a doua zi în ședință plenară pentru a opera noi modificări, pentru totuși ca să impună respectarea acestor tip de sancțiuni care sunt aplicate în toate statele Uniunii Europene. Cu atât mai mult că exista și o opinie favorabilă a Comisiei de la Veneția la acest subiect. Este un prim aspect legat de o necesitate a modificării. Este absolut evident că această modificare urmează a fi plasată clar în contextul electoral și în competiția politică pe care o dă puterea, o anume cu această entitate cu care au niște conturi aparte de reglat. Al doilea aspect, ce ține de modificarea regulilor de joc în timpul jocului. În mod evident, regulile de joc au fost modificate în timpul jocului după începutul campaniei pe perioade electorale. Calculăm matematic, vedem când au început și când s-au operat și vedem că ele clar intră în gol. Există codul, s-a făcut în această seară referire, el codul bunilor practici în materie electorale adoptat de Comisia de la Veneția și biroul OSCE ODIR de la Varșovia, care în mod clar descurajează guvernele să facă astfel de modificări în termen de un an de zile până la începutul procesului electoral, astfel încât să nu fie perturbate regulile de joc și competiția onestă care trebuie să guverneze o campanie electorală. Celălalt aspect ține de proporționalitate. Astăzi, modificările care s-au făcut vis-a-vis de respectarea procedurii, eu dacă nu s-a schimbat legislația în timp, eu știam că, de fapt, trebuie să existe consultații publice, eu știam că, de fapt, trebuie să existe avizul mai multor instituții guvernamentale la asemenea proiecte de lege. Eu știam că, în prima și a doua lectură, trebuie să ia o pauză ca deputații să poată formula propuneri de modificare, trebuie să fie dezbătute subiectele astea. Din ceea ce am văzut eu astăzi, am senzația că lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Dar să trecem peste detaliile astea care le neglijează cu atâta abilitate foarte multă lume. Dar modificările de astăzi sunt proporționale? Nu mai puțin. Mai există un detaliu care trebuie să țină cont. În momentul aderării, deoarece avem în platou președinta Comisiei Politică Externă a Parlamentului, e un detaliu care trebuie să ținem cont. În momentul aderării Republicii Moldova la Consiliul Europei, Republica Moldova și-a asumat un angajament de a consulta cu Consiliul Europei toate modificările legislative care vizează procesul politic, drepturile și libertățile politice ale cetățenilor. Astfel, acest proiect de lege trebuie trimis în mod obligatoriu, să fie avizat sau consultat cu Comisia de la Veneția.
Nu mai vorbesc despre faptul că ar fi fost utile măcar consultarea unor juriști puțin mai cărturari care să explice ce înseamnă interdicțiile care au fost impuse și confuziile în general de text care sunt acolo și în ce măsură într-un text de lege, într-un cod electoral, într-o lege organică își au loc reglementări care în mod clar au o natură, care sunt mai degrabă specifici unui act juridic cu caracter individual. Un alt aspect care ține de bună credință. Data de 6 octombrie urmează să fie adoptată opinia Comisiei de la Veneția pe modificarea articolului 16. Regretabil că, mă rog, Curtea Constituțională s-a grăbit și a dat această hotărâre. Poate era bine Curtea să aștepte mai întâi opinia Comisiei de la Veneția, dar, mă rog, agenda Curții nu trebuie neapărat să țină cont de acest lucru. Dar, totuși, Parlamentul era obligat, în calitate de o guvernare pro-europeană care în mod clar declară atașamentul față de valorile europene, era absolut necesar să fie așteptată această opinie și să se țină cont de spiritul ei. Nu de o respectare de bifă, cum se mai întâmplă la noi, dar să țină cont de spiritul acestei opinii. Nu se întâmpla nimic grav dacă Parlamentul, manifestând bună credință și respect față de Comisia de la Veneția, care a făcut foarte multe lucruri pentru țara noastră, să aștepte această opinie. Și eu cred că graba cu care s-a reacționat astăzi, ea nu este întâmplătoare. Cel mai probabil autoritățile deja au văzut și cunosc care este proiectul de decizie. Cel mai probabil, știind clar ce conține acest document, Parlamentul a decis să anticipeze, a votat o lege absolut discutabilă din punct de vedere a constituționalității. Eu am să explic la ce mă refer când zic că este discutabilă din punct de vedere a constituționalității. Foarte succint, vă rog. Da, există articolul 21 din Constituție care garantează tuturor cetățenilor prezumție de nevinovăție. Ceea ce înseamnă că nicio persoană nu poate fi declarată vinovată, inclusiv și în studio, cum am văzut, calificative gen infractori, hoți, nu mai știu cum acolo, atâta timp cât nu există o hotărâre judecătorească irevocabilă. Vreau să vă amintesc o chestie care s-a întâmplat două zile în urmă. Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite ale Americii a respins solicitarea de a exclude pe Donald Trump din competiție electorală, deoarece împotriva lui sunt foarte multe capete de acuzare formulate, începând de la evaziune fiscală, fraudă fiscală și terminând cu rebeliunea care a organizat-o cu un an și ceva de urmă în Congresul American. Curtea Supremă a respins aceste solicitări din simplu motiv că există prezumție de nevinovăție și atâta timp cât un tribunal independent nu a constatat vinovăția unei persoane, din punct de vedere a Constituției, ea se prezumă a fi nevinovată. Prin urmare, nu poate fi supusă niciun fel de restrângere a drepturilor, mai ales că noi nu vorbim acum de măsuri preventive. Noi discutăm despre limitarea drepturilor fundamentale politice. Este vorba despre dreptul electoral. Cu atât mai mult, cu cât din textul legii, cum l-am înțeles eu, așa cum înțeleg eu drept pe care îl practic o viață, nu mi este clar. Este să a interzis dreptul de a participa sau dreptul de a vota. Demonstrează foarte clar, în primul rând, nivelul de calificare a celor care l-au scris este tipul ăsta de document care îl numim noi, scrie pe genunchi înainte de a fi votat. De obicei, asemenea texte de legile sunt invalidate de Curtea Constituțională. Da, ultima întrebare, iată, în contextul pomenit de dumneavoastră, aceste modificări vor trece sau nu testul constituționalității dacă vor fi contestate la Curtea Constituțională? Eu nu pot să anticipez ce va spune Curtea Constituțională pe o sesizare care încă nu a fost depusă. Problema este alta. Asemenea tip de limitări a drepturilor cetățenești, ele au un impact pe termen lung. Eu vreau să explic, doamne German, ce înseamnă noțiunea de bănuit. Știți ce înseamnă bănuit? Un procuror mâinii ordinar primește o plângere anonimă, așa, și el imediat începe procesul penal, așa, și el cu ușurință, când vede o persoană care îi pare lui că are o problemă, îi dă statutul de bănuit. Este primar, statutul primar în cadrul procesului de urmărire penală.
Orice persoană poate fi, poate fi plasată sub acest, sub acest statut procesual. Indiferent de partidul pe care îl reprezintă. Nu vă supărați. Vă imaginați că puterea nu va fi menținută în continuare de același partid politic. Vom avea și alte partide politice. Vor fi și acolo oameni foarte inventivi care vor ști exact cum să construiască tot felul de piramide care legislative și juridici ca să le iasă pasianța. Și vă imaginați să putea chiar și cei care astăzi cu atâta ușurință au ridicat mâna în sus, cu ușurință să devină într-un viitor anumit, să devină și ei victimele propriilor invenții. Eu cred că este foarte grav ce s-a întâmplat, deoarece, iarăși, noi nu discutăm acum despre partid ușor. Este o chestie secundară. Din punct de vedere istoric, este un episod pe care noi îl vom depăși și se va uita de el. Cum s-au uitat de foarte multe partide politici care spăreau la un moment dat extrem de importante în peisaj. Este vorba despre democrație. Este inadmisibilă jocul cu regulile și cu procesul legislativ în felul în care se procedează. Și asta este o consecință a faptului că nu există opoziție și nu există o comunicare. Puterea este exercitată în mod absolut, fără niciun fel de consultări publice, fără niciun fel de consultări a unei opinii critice. Eu chiar aș vrea să știu. S-a încercat măcar să obțină Parlamentul o opinie critică, un punct de vedere care vine în contradicție cu asta, pentru a putea obține un contrast și a vedea unde totuși este adevărul. Acum, încă o chestiune legată de proporționalitate. Eu cred că trebuie să așteptăm opinia Comisiei de la Veneția, dar până va veni această opinie, eu mă voi referi la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Foarte succint, vă rog. Sunt cel puțin 6 dosare majore pe chestiuni absolut identice la Curtea Europeană, unde statele au fost condamnate, anume pentru motivul că modificările legislative și restricțiile impuse nu au respectat testul proporționalității pe care îl impune Curtea Europeană, de altfel și Curtea Constituțională a Republicii Moldova impune pentru astfel de cazuri și face toate hotărârile acest test a proporționalității. Eu cred că este foarte grav că campania electorală locală a început anume cu astfel de elemente, ceea ce sugerează clar o subminare foarte clară a credibilității a tot ce se spune și tot ce se face. Chiar dacă intențiile anunțate sunt unele care prin la public și par a fi nobile, instrumentele cu care se încearcă realizarea acestor intenții sunt absolut inacceptabile. Și ultima frază care vreau să o zic, care am spus-o și la dumneavoastră în emisiune, domnul Munteanu, eu nu cunosc în lume niciun caz când s-a reușit edificarea statului de drept cu metode arbitrare. Nu există așa ceva, este o chestie axiomatică și ar fi bine să se înțeleagă. Problema articolului 16, problema individualizării, lipsa individualizării responsabilității, noi am discutat-o la dumneavoastră în emisiune cu 2 luni în urmă. S-a scris, s-a vorbit, numai nu știu cine n-a vorbit despre lucrul ăsta. Toată lumea a fost surdă și acum încearcă să fac o miză optimistă într-un joc foarte prost.